dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Da, Mădălina nu și-a pregătit doar ținuta pentru seara de Revelion, dar a terminat deja și de aranjat clubul, a pus cele mai frumoase ornamente. Bună dimineața, Mădălina! Două zile am înțeles că ai lucrat aici, nu? Da, bună dimineața! Am lucrat două zile alături de echipa mea dragă. Aici aveți o mică parte din ea, ei se ocupă de comunicare. Da, ne-au luat cam două zile să amenajăm clubul, să facem acest decor festiv. Este un decor prețios și, atenție, este făcut manual. Ei, alături de mine și mai ales alături de întreaga echipă, de băieții noștri vrednici care se urcă pe sus, ne agață și gândurile, așa, am reușit să facem, să tăiem panglică cu panglică și să o agățăm manual sus. Bineînțeles, a fost agățată la nivelul normal și apoi ridicată. Trebuie să spun multă migală. Sute de metri, de fapt kilometri de panglică, fiecare tăiată și prinsă cu mânuțele noastre. Deci totul e făcut de noi. Da. Păi chiar mă uitam și am crezut că ele așa au fost luate, dar când am auzit de la Mădălina că fiecare fir a fost tăiat și lipit acolo, am zis wow! Da, da, a necesitat multă muncă, dar noi o facem cu mare drag pentru toți oamenii care vin la Gaia și se vor bucura pe seară de tot decorul acesta și nu numai. Câte persoane se vor distra în această seară aici și ce le-ați pregătit? Peste 500 de persoane. Le-am pregătit super decor, da, muzică foarte bună, atmosferă ca întotdeauna incendiară la Gaia și selecția aceea specială de oameni pe care nu o găsești decât aici. Cei mai frumoși oameni din București. Dar am înțeles că vor fi și niște dansatori. Să nu uităm și de confeti aici, vreau să punctez, da. Pentru că de anul nou e cu multă veselie și atunci nimic nu inspiră mai multă veselie decât o mare de confeti și pentru asta trebuie neapărat să precizăm că sărbătorim anul nou, nu doar românesc la ora 12 noaptea, ci ne place foarte mult acel sentiment pe care îl are numărătoarea inversă și o repetăm și la 1 noaptea pentru a celebra anul nou din Paris și la ora 2 noaptea pentru a celebra anul nou din Londra și de fiecare dată vom da cu tunuri de confeti și vom înveseli atmosfera. Dar la 12 noaptea vor fi și focuri de artificii, ochelari, pălării, nu știu, ce v-a trecut vouă prin cap? Da, avem pălării, avem ochelari, nu avem focuri de artificii afară, avem în interior artificii reci, atenție, dar pe care le vom împărți tuturor oamenilor. Foarte frumos și ținuta ta deja este pregătită, abia aștept să o îmbraci. Da, bineînțeles, voi purta-o, niciun caz nu sunt îmbrăcată acum. Acum am vrut să mă îmbrac în ultima zi anului în ceva roșu. Dar ce mi-am pregătit e special, este o salopetă cu prurie, cu o eșarfă cu pietre care se încheie la spate. Coafura, machiajul? Machiajul, da, va fi făcut de un make-up artist și coafura de asemenea. Nu m-am hotărât, poate pe o parte, voi vedea, ceva atipic, oricum. Iar muzica, toate genurile? Toate genurile și o împletire perfectă și pentru toate gusturile, da. Și foarte Gaia, pentru foarte că muzica la noi este specială, nu este ce auzi în mod normal la orice club sau la radio sau, într-adevăr, e toate genurile, dar cu un taș de Gaia, bineînțeles. Deci va fi distracție pe cinste, așadar, dragii mei, și eu vă urez de pe acum distracție plăcută, iar eu mă întorc la voi, Raru Nasrin.